Frumusețile litoralului se întrec pentru titlul de Miss Plaja la Mamaia. Colega mea, Dana Luțu, vă arată la ce probe sunt supuse anul acesta concurentele. Bună, Dana, să înțeleg că ești înconjurată numai de frumuseți. Bună seara, într-adevăr, multe domnișoare domnice de afirmare. Frumusețile litoralului sunt aici la piscină în pregătiri pentru că sunt semifinale, finale, dar... Da, bine ați venit. Ce să zic, că e un mic paradis aici, nu? Miss Plaja! Miss Plaja 2016 înseamnă fete mai frumoase, înseamnă a cincea ediție pe care o prezint alături de Dea. Miss Plaja este proiectul de suflet al gazdei noastre, Manuel Chermani. Este o nebunie. Da, sunt fete din toată țara, au venit, mai avem câteva ediții și desemnăm Miss Plaja 2016. Dea le relaxează cu aquabelidens, așa că e o nebunie. Nu sunt cu ochii pe voi, dar dacă vorbim de pregătiri și de câtă muncă este Dea, e foarte multă muncă, fetele sunt, fetele sunt într-un cantonament de 3 zile și uite cât le muncesc eu sub razele soarelui. Așa, ia spune-ne cum a fost, cum sunt, sunt pregătite? Sunt pregătite, numai că am avut eu o problemă și n-am putut să mă ocup de ele zilele trecute. A trebuit o intervenție de urgență la una din măselele mele pentru că chiar n-aș fi putut să intru nici măcar în direct cu voi și mulțumesc doamnei doctor, prietena noastră, Nicoleta Vârlănuță. Dar eu zic să ceapă nebune, să le cunoaștem pe fete. Spune-ne, hai, le dăm startul. Deci, fetelor, după Dea, da? Te rog eu frumos, fii foarte atentă la Dea, că fără mișcare, hai! Și dacă e vară mare și soare, aveți și domnișoare care sunt la piscină. Fetelor, sunteți pregătite să cuceriți